Ne-am uitat în Geneza și pe aceea în Noul Testament la faptul că Dumnezeu a creat o lume cu o dimensiune fizică și cu una spirituală. Și că avem responsabilități atât în aspectul acesta fizic al existenței noastre, cât și în ce privește sufletul nostru și veșnicia noastră, dar și că aceste responsabilități fizice pe care ni le-a dat Dumnezeu sunt în Sfânta Scriptură motivate tot spiritual. Da? Cu alte cuvinte, dacă îți faci treaba de fiecare zi la care te chema Dumnezeu, nu faci ceva nespiritual. Nu doar că nu păcătuiești, nu faci ceva nespiritual. Faci ceva spiritual înaintea lui Dumnezeu. Aș dori să continui puțin ideea asta și ne vom uita tot așa la mai multe texte din Sfânta Scriptură. Și aș vrea să vă sugerez această idee generală că Evanghelia pe care ne-a dat-o Dumnezeu nouă, prin care ne-a mântuit, nu este o evanghelie doar pentru destinația finală, adică cerul. Deși dacă stai și te gândești, nici cerul nu e destinația finală. Cerul e un fel de cameră de primire. Că Biblia spune, am văzut ceruri noi și un pământ nou. Cerul este o perioadă tranzitorie pentru credincioșii care mor până la, cum spune Scriptura, înnoirea tuturor lucrurilor, până la refacerea tuturor lucrurilor. Da? Deci, cum am zis, vreau să subliniez în dimineața aceasta că Dumnezeu, prin Evanghelia pe care ne-a dat-o și prin care ne-a mântuit, Evanghelia Domnului Iisus Hristos, moartea, învierea Lui, prin care primim o viață nouă, este o Evanghelie nu doar pentru destinație, ci și pentru călătorie. Noi ne uităm după o destinație, nu? Scriptura chiar așa se încheie, nu? Maranata, Domnul nostru vine. Când ne gândim la cei care au murit, ne gândim la o destinație. S-au dus undeva, chiar și necredincioșii vorbesc, nu? S-au dus în locul de verdeață. Sau unde s-au dus? Sau Dumnezeu știe unde s-au dus. Ne gândim la destinație. Întrebarea este cât ne gândim la călătorie. Că până la destinație este o călătorie. Este călătoria pe pământ. Mai scurtă sau mai lungă, după cum ne-a rânduit-o Dumnezeu fiecăruia. Și acum întrebarea este, dacă Evanghelia aceasta, prin care Dumnezeu ne-a mântuit, are ceva de spus și pentru călătoria noastră? Sau numai pentru destinație? Asta e întrebarea. Cineva zicea că Evanghelia poate fi ilustrată în felul următor. E ca și cum toți ne-am aflat într-un avion, știm că se prăbușește și vine cineva pe culoarul avionului și începe să ne dea parașute. Și oamenii încep să-și bată joc de el. Ce trebuie parașut? Dom'le, am ce treabă, avionul e în regulă, tot și așa mai departe. Dar este cineva acolo în avionul ăla care știe că avionul se va defecta curând. Și se duce să împartă parașute. Cine crede și a parașuta, e salvat la urmă. Cine nu crede, asta e. Întrebarea este, Evanghelia nu am numai pentru asta, să-ți dea o parașută? Adică să trăiești tu viața, cum poți tu mai bine, să zicem? Dar în caz că se defectează avionul și ia foc, măcar ai parașuta. Ăștia l-alți nu au, dar tu o ai. Da? Tu ești scăpat, ei nu sunt. Într-un sens e adevărat. Nu? Într-un sens e adevărat. Biblia vorbește despre mânia lui Dumnezeu care va cădea peste oamenii necredincioși și că noi nu vom fi sub această mânie a lui Dumnezeu. Într-un sens este adevărat. Însă întrebarea este dacă în călătoria asta pe care noi avem de trăit pe pământul ăsta, Cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia are ceva să ne spună. Reglementează cumva lucrurile, comportamentul nostru, conduita noastră, preocupările noastre, ocupațiile noastre, responsabilitățile noastre. Că vorbim de cetățeni, de membri în biserică, de persoane care suntem în familie și așa mai departe. Reglementează cumva, spune ceva. Are ceva de făcut pentru noi sau nu are ceva de făcut pentru noi? Și premiza mea de lucru, pe care voi merge până la final și voi încerca să o demonstrez din Biblie și are legătură cu ce am spus data trecută, este că Evanghelia este și pentru călătorie. Evanghelia nu doar ne dă o destinație bună, ne dă, dar și modifică călătoria noastră pe pământul acesta. O face altfel. Face viața să arate altfel. Cu alte cuvinte, Evanghelia, da, ne aduce vestea împăcării cu Dumnezeu. Ăsta e primul lucru. Ea începe de la suflet, începe de la relația noastră cu Dumnezeu, începe de la partea spirituală. Ea începe, Evanghelia, ăsta e mesajul Evangheliei, că prin jertfa Domnului Iisus Hristos sunt împăcat cu Dumnezeu. Când sunt împăcat cu Dumnezeu, am iertate toate păcatele mele, fără excepție.
Nu doar atât, cu sufletul meu este curățit prin nașterea din nou. Sau cum spune Biblia, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. În momentul acela primesc siguranța vieții veșnice. Adică știu care e destinația mea. Dacă până atunci n-am avut unde mă duc, acum știu unde mă duc. Deci dacă până atunci n-am știut ce relația mea cu Dumnezeu, acum știu, sunt în păcat cu Dumnezeu. Dacă atunci n-am știut ce se întâmplă cu păcatele mele, acum știu, toate păcatele mele sunt iertate. Dacă până atunci sufletul meu a fost poluat de păcat, acum știu că e curățit. Dacă până atunci n-am știut unde mă duc, acum știu unde mă duc. Dacă până atunci am fost doar cetățean al pământului, acum am devenit și cetățean al cerului. Am dublă cetățenie. Sunt cetățean undeva pe pământ și sunt și cetățean în cer. Și această evanghelie mă anunță printre multe alte lucruri că va exista, cum am zis deja, o vreme a restabilirii tuturor lucrurilor. O vreme a refacerii tuturor lucruri, cum Dumnezeu le va face, El știe foarte bine. O vreme în care și trupurile noastre vom învia. Și vom avea trupuri de slavă. Da? O lume nouă, o dimensiune nouă, lucruri cu totul și cu totul noi. Deci Evanghelia ne spune lucrul acesta. Dar Evanghelia, vestea bună, are și un impact pentru viața aceasta, nu doar pentru cea viitoare. Dacă eu aș spune, dacă Evanghelia nu transformă și viața asta, nu ți-a transformat absolut nimica. Dacă Evanghelia este doar un bilet pe care eu l-am băgat în buzunar, am viața viitoare. Dar viața mea pe pământul ăsta nu este transformată de ea, cel mai probabil că n-am cunoscut Evanghelia adevărată. Să știți că multor oameni le-ar plăcea Evanghelia asta. O Evanghelie în care li se dă iertarea păcatelor și nu mai e treabă. Îți trăiești viața cum poți tu mai bine, cum știi tu și la final ești în regulă. Da? Te-ai asigurat. În caz că explodează avionul, te-ai asigurat. Tu ai parașuta. Bun, dar cum a fost călătoria? Nu, călătoria a fost cum am vrut eu. Dumnezeu se ocupă numai de final. Sunt oameni care cred lucrul acesta. Deci Evanghelia noastră, cum vom vedea în Sfânta Scriptură, este o Evanghelie și pentru călătorie. Despre asta vreau să vorbesc în esență. Evanghelia pe care noi avem este o Evanghelie și pentru călătorie. Da, viața este o călătorie. Noi nu suntem aici statornici, nu suntem stabili aici. Avem o viață scurtă, trece ca fumul, ca aburul, se arată ca iarba puțin și apoi se usucă. Așa e viața noastră. Așa este. Dar viața asta așa scurtă cum este ea, ea este semnificativă, ea este importantă în ochii lui Dumnezeu. Este important cum trăim. Este important cum trăim. Și dacă este importantă pentru Dumnezeu, trebuie să fie importantă și pentru noi. Astfel că Evanghelia nu doar îți dă o viață, nu doar te pregătește să te duci în cer. Te pregătește și te duci în cer. Așa este. Și ăsta mi se pare lucru fabulos din această experiență a Domnului Iisus cu tulharul de pe cruce, că din momentul acela Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu a putut să spună cuiva, astăzi vei fi cu mine în rai. Nimeni n-a putut să zică niciodată așa ceva. Pentru cine? Cine a deschis cui porțile raiului? Cine a avut siguranța asta atâta de clară? Nu i-a făcut tratate de teologie, nu i-a explicat nu știu ce lucruri grozave. I-a spus un lucru banal, simplu. Azi vei fi cu mine în rai. Ce lucru extraordinar. Să știi că orice s-ar întâmpla în călătoria asta pe pământ, oricum s-ar sfârși ea, ai o viață cu Dumnezeu în cer. Ai o viață veșnică. Dar Evanghelia nu doar te asigură de viața asta veșnică, ci Evanghelia îți reformează, revoluționează și viața pe pământ. Evanghelia îți dă cetățenie cerească, că așa spune Biblia. Îți dă cetățenie cerească. Ești cetățean al cerului. Zice că am fost așezați cu Hristos în locurile cerești. Sau zice unor oameni care erau cetățeni în Imperiul Roman, în Coloseni, în capitolul 1, capitolul 3. Ia ascultați ce spune. Deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Să umblăm după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Dar de ce să umblăm noi după lucrurile de sus? Că noi suntem unde? Unde suntem? Nu suntem, fraților, jos. Nu? Sau suntem jos? Suntem, nu? Că ne vedem aici. Suntem și jos și suntem și sus. Că uitați ce spune Biblia, versetul 2. Deci zice, nu doar să umblăm după lucrurile de sus, ci să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Unde este Hristos? Sus, la dreapta Tatălui. Unde suntem noi? Sus, la dreapta Tatălui. Într-un sens suntem acolo, suntem
cetățeni ai cerului? Într-un alt sens, fizic, real, chiar și spiritual, suntem aici pe pământ și ne trăim viața pe pământ. Și Pavel spune că aici, trăind pe pământ în călătoria aceasta, trebuie să vii cu mentalitatea, cu gândirea, cu valorile. De unde? De sus. Adică da, oamenii o să se uite la tine ca la un extraterestru. Și într-un sens așa este, tu ești extraterestru. Tu ești dincolo de lumea asta, nu ești? Biblia așa spune că ești. Biblia așa spune că ești. Și este foarte important să înțelegem, această poziție pe care Dumnezeu, ne-a dat-o nouă. Că suntem cetățeni ai cerului. Suntem așezați cu Hristos în locurile cerești. Suntem cetățeni ai cerului. Dar relevanța noastră este că fiind în Hristos, cu Hristos ascuns în Dumnezeu, dar trăind totuși pe pământ, suntem chemați să arătăm aici pe pământ viața, gândirea, mentalitatea cerească. Acum, dacă lucrurile sunt așa și Evanghelia nu este doar pentru viața viitoare, doar pentru destinație, doar pentru cer, doar pentru cetățenia cerească, doar pentru lucrurile spirituale, ci este și pentru lucrurile materiale, și pentru chemarea pe care o ai pe pământ, și pentru trup, și pentru lumea asta, întrebarea este cum Evanghelia va transforma lucrurile acestea. Și aș vrea să ne uităm la câteva texte pentru a vedea. Când noi ne pocăim sau când ne întoarcem la Dumnezeu, când Dumnezeu ne înnoiește, Biblia spune că noi suntem făpturi noi. Cine este Hristos? Este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Întrebarea este, când ești o făptură nouă? Când vii la biserică? Sau ești făptură nouă și când te duci la lucru? Ești făptură nouă la lucru sau nu? Poți tu să fii făptură nouă numai în anumite momente? Nu. Vei fi făptură nouă tot timpul. Corect? Vei fi făptură nouă tot timpul. De asemenea, când te-ai întors la Dumnezeu, zice Coloseni capitolul 2, versetul Filipeni capitolul 2, versetul astfel după cum ați primit pe Hristos Domnul, tot așa să și umblați în El. După cum ați primit pe Hristos Domnul, tot așa să și umblați în El. Coloseni capitolul 2 cu versetul 6 și 7. L-am primit pe Hristos ca Domn. Ce face un domn? Ce face un domn? Domnește. Sau, altfel spus, ce face un domn? Cum spui altfel? Domnește. Ce face el? Stăpânește, cârmuiește, e șef, e domn, e rege, face ce vrea el. Deci tu când l-ai primit, uitați ce spune Coloseni 2 cu 6. Astfel, dar după cum ați primit pe Hristos, Iisus, Domnul. Eu știu că există ideea asta, că poți să-L primești pe Iisus numai ca Hristos, ca domn, ca preot, ca răscumpărător, ca iertător, ca nu știu cum vrei tu și mai lași vreo două, trei funcții pentru o altă dată. Din punctul meu de vedere, niște anomalii total deplasate de lângă Scriptură. Biblia spune, ați primit pe Hristos Iisus Domnul. Tu nu poți să selectezi din Iisus ce să iei. Te vii la Domnul Iisus și spui, am venit la evanghelizare. Ce îți place din Evanghelia asta? Îmi place mai mult asta cu iertarea păcatelor. Nu prea îmi place să fie El Domnul meu. Cum îmi place să fiu Domnul, eu să fiu Domnul meu. Eu vreau eu să fac viața cum vreau eu. Dar dacă poate să-mi dea parașuta în caz că se întâmplă ceva, nu m-aș supăra. Știi? Îmi place tranzacția asta. Deci nu există așa ceva. Să-i bajocuri la adresa lui Hristos. Să crezi că poți să vii la Hristos și să spui, poți numai să mă ierți, dar să nu schimb viața. Poți numai să mă ierți, dar să nu-mi transform viața cumva. Că mie îmi place viața cum am avut-o până acum. Nu mă chinuie gândul ăsta că mă duc în iad. Ai putea cumva numai să-mi dai biletul spre cer? Și Domnul Iisus să zică, da, și așa, disperat să fie cât mai mulți urmăritori și followeri ai mei, încât dau Evanghelia și numai pe un sfert, numai luați-o. Nu există, fraților, așa ceva. Când l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, l-ai primit în toate calitățile și în toate funcțiile sale, cum este El. Așa cum este El. Îl iei cum este El bine, nu îl iei cum este El, îți faci Hristosul tău. Că dacă l-ai luat pe Domnul Iisus Hristos și ai început să ciopârțești din El și să-mi spui, mie îmi place numai El ca mare preot, mie îmi place ca răscumpărător, mie îmi place nici ca asta, mie îmi place numai ăla care va face toate lucrurile noi, mie îmi place ca cel care va fi judecătorul. Sau tu, dacă vrei să selectezi din El, El nu-ți permite așa ceva. Nu îți permite Biblia așa ceva. Sigur, când te uiți la viața noastră, de multe ori arată jalnic și nu arată ca și cum ar fi sub domnia Lui. Dar tocmai ăsta este motivul pentru care El ne disciplinează. De ce ne disciplinează? Pentru că suntem ai Lui. Sunt momente în care copiii mei nu ascultă de mine? Sunt sau nu sunt? Sunt. Sunt ei sub autoritatea mea când n-ascultă? Sunt.
Sunt, că dacă copilul meu pleacă și dă cu piatra în geam la cineva, ăla vine la mine la poartă. Și eu ce să-i zic? A, dar el nu a fost sub autoritate. El n-a acceptat domnia mea. Când el a fost pe stradă sus acolo, el n-a acceptat autoritatea și domnia mea. Dar acum că a venit acasă, gata, acum iar a intrat sub domnia mea. Deci el când a spart geamul n-a fost sub domnia mea, a fost sub domnia altcuiva. Altcineva este responsabil. Unii funcționează nonsensul ăsta. Nu, Biblia spune că am fost cumpărați cu un preț. Să proslăvim dar pe Dumnezeu în trupul și în sufletul nostru. Suntem a Lui în întregime, în totalitate. Astfel că eu, omul nou, făptura nouă, sunt făptură nouă tot timpul. Nu doar la biserică, nu doar când, nu doar când mă rog, oricând. Când sunt plecat, când sunt la volan, oriunde sunt făptură nouă. Când lucrez cu bani, când fac orice, eu sunt făptură nouă. Când sunt la lucru, eu sunt făptură nouă. Când sunt acasă și cu treburile mele, sunt făptură nouă. De asemenea, sunt adus sub domnia lui Hristos tot timpul. Astfel că de ce e important lucrul ăsta și insist asupra lui? Astfel că eu trăind în toate sferele, în toate relațiile, în toate domeniile din viața mea și fiind sub domnia lui Hristos înseamnă că fiecare lucru din viața mea trebuie să intre mai devreme sau mai târziu sub domnia practică a lui Hristos. Să arate că Iisus guvernează acolo, corect? Că nu sunt eu șeful. Că nu sunt eu bossul acolo și fac ce vreau eu. Și vom vedea imediat în ce domeniu. Sau altfel spus, Evanghelia nu vine să transforme doar ceva invizibil în viața mea. O schimba sufletul, s-a întâmplat ceva pe acolo, pe undeva. Nu știu pe unde e sufletul, dar s-a întâmplat. Dar în rest, în exterior și în viața mea de fiecare zi, nu se vede nimic. Nu se poate. Sau altfel spus, când eu sunt locuit de Duhul Sfânt, ca asta spune Biblia, sunt făptură nouă, sunt sub domnia lui Hristos, sunt transformat de Evanghelie, sunt locuit de Duhul Sfânt. Când sunt locuit de Duhul Sfânt? Spuneți-mi, când? Tot timpul. Și când sunt în sensul geratoriu și îmi taie olteanu caia? Sunt și atunci locuit de Duhul Sfânt? Sunt! Și când sunt la lucru? Și când sunt acasă? Și când sunt la câmp? Și când sunt în tranzacțiile și în afacerile și în lucrurile mele și atunci sunt locuit de Duhul Sfânt? Asta înseamnă că voi fi cârmuit de Duhul și în aspectele alea ale vieții, corect? Nu numai scârmuit de Duhul când mă rog. Nu numai scârmuit de Duhul când cânt. Nu numai când predic sau când ascult predicile scârmuit de Duhul sau când am intrat în adunare, m-am comutat și scârmuit de Duhul. Nu, eu port pe Duhul, sunt tot timpul cu mine. Îl pot întrista, dar El este acolo. Și cârmuirea Duhului trebuie să se vadă și în lucrurile de fiecare zi. Adică cum și-ar da cineva seama că tu ești locuit, plin, călăuzit de Duhul Sfânt? Că ai o aureolă deasupra capului și mergi așa cu capul într-o parte prin viață? Că mergi cântând, nu te poți abține și te rogi pe stradă? Cum își dă cineva seama că ești locuit de Duhul Sfânt? Sau își poate da cineva seama că ești locuit de Duhul Sfânt acasă? Pruncii tăi și să-ți dea seama, ăsta tata e plin de Duhul Sfânt. Își poate da seama acasă? La lucru când ți-ai dat cu ciocanul peste degete? Oare își poate da seama atunci că ești locuit de Duhul Sfânt? Sau când cineva îți face o nedreptate, își poate da seama cineva că ești locuit de Duhul Sfânt? În lucrurile vieții acestea. Sau trebuie să vină la biserică să ne vadă plin de Duhul Sfânt. Ce credeți? Vezi ce important este? De a înțelege că Evanghelia are un efect asupra întregii noastre vieți. Sau Biblia. Hai să luăm Sfânta Scriptură. Suntem făpturi noi. Suntem sub domnia lui Hristos. Suntem transformați de Evanghelie. Suntem locuiți de Duhul Sfânt. Biblia spune cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Coloseni 3 cu 16. Când? Are cuvântul lui Hristos care locuiește din belșug în noi. Are ceva de spus cuvântul și pentru alte locuri decât astea de la adunare. Are sau n-are? Are ceva dispus oare pentru banii noștri? Unii zic oamenii, totul până la bani. Alții zic totul până la familie. Alții totul până la lucrurile mele. Alții totul până la nu știu ce. Bun, dar cuvântul are voie să intre acolo în lucrurile alea din viața mea și să spună nu-ți cheltui bine banii. Nu-i în regulă ce faci. Sau are cuvântul voie să spună nu-i bună investiția asta după principiile cuvântului. Sunt principii din alea în Biblie. Are cuvântul voie să vină dimineața la 6:30 cu tine la lucru și să spun așa trebuie să lucrezi. Are voie cuvântul? Este în cuvânt așa ceva? Are cuvântul ceva de spus pentru viața mea de fiecare zi? Pentru călătoria mea pe pământ? Sau cuvântul izolăm la o mică parte din viața noastră? Valorile astea, mentalitatea aceasta a cerului, unde-i necesară ea? În cer? Când zice să gândim la lucrurile de sus, să umblăm după lucrurile de sus. La ce se referă Apostolul Pavel? Să ne gândim la lucrurile de sus și să umblăm după lucrurile de sus când suntem la adunare? Sigur că da. Dar nu asta e ideea. Ideea este că în timp ce umbli pe pământ cu valorile, cu mentalitatea cerului, cu standardele cerului, aceasta aroma cerului să se împânzească peste tot. Nu doar la adunare.
Zice, la adunare miroasa cer, dacă ne ieșim afară, urât de tot. Urât de tot. Deci este foarte de important de reținut că în lucrurile obișnuite ale vieții creștinului se cere prin cuvânt direct, prin apostoli inspirați de Duhul Sfânt. Da? Pentru acești oameni, cum suntem noi, membri ai bisericii, călători pe pământ, cetățeni ai cerului, să trăim în toate sferele vieții noastre, în toate domeniile vieții noastre, în toate treburile noastre, motivați de Dumnezeu. În toate lucrurile, motivați de Dumnezeu. Și aș vrea să vă dau câteva domenii. Unele dintre ele le-am amintit deja în mesajul anterior, dar acum aș vrea doar să le menționez pentru a vedea cum Evanghelia are ceva de spus pentru toate domeniile acestea. Că Duhul Sfânt care este noi, noi, făpturi noi, Duhul Sfânt care este noi, ne călăuzește în toate lucrurile acestea. Și că Evanghelia vrea să, și Dumnezeu vrea să transforme și viața noastră și călătoria noastră, nu doar destinația. Eu cred că sunt foarte mulți creștini. Ei tot visează la cer. Foarte bine să-ți dorești să fii cu Domnul. Foarte bine. Dar cum voi stai eu în fața Domnului? Cum voi stai eu în fața Domnului când călătoria mea pe pământ a fost jalnică? Ce să-i spun eu Domnului? Când El mă va răsplăti, El mă va răsplăti pentru ce am făcut pe pământ, nu în cer. Corect? Mă va răsplăti pentru ce am făcut aici în fiecare zi. Va fi luat în contabilitatea Lui absolut orice lucru. Absolut orice lucru. Nu va scăpa nicio oră, nici un ceas, nici o zi, nimic. Doamne, a fost la câmp. Ce răsplată să-mi dai? Am muncit o viață întreagă până a ieșit la pezi, mi-a ieșit pe ochi munca. Ce răsplată să-mi dai? N-ai ce răsplată să-mi dai, că eu am fost un muritor obișnuit a vieții astea. N-am fost evanghelist, n-am fost păstor, n-am avut o funcție asta importantă în biserică sau o slujbă importantă în biserică. Ce răsplată să-mi dai mie? Eu am fost un muritor. Un om obișnuit sau o femeie obișnuită. Cu prunci, cu treburi, cu pampers, cu astea. Ce răsplată? Viața mea pe pământ a fost un chin. A fost o trudă, o povară. N-am eu... Oare așa va fi? Sau Dumnezeu să spune, dacă tu ești transformat de Evanghelia mea în fiecare domeniu, în fiecare relație, în fiecare sferă banală a vieții, Dumnezeu contabilizează toate lucrurile acelea. Când alea-s guvernate după cuvânt, când alea-s trăite ca o făptură nouă în Hristos, când alea-s trăite ca un om plin de Duhul Sfânt, când el acolo trăiește în fiecare lucru după voia lui Dumnezeu, alea sunt contabilizate, văzute de Dumnezeu. Sunt importante, nu doar sunt văzute, sunt importante pentru Dumnezeu. Nu doar rugăciunea și postul și cântarea și venitul la adunare. Astea sunt foarte importante. Și azi să ne uităm. Știți foarte bine, Romani capitolul 13 și apoi în 1 Petru spune Apostolul Pavel, oricine să fie supus stăpânirilor cele mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește stăpânirii se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Deci Apostolul Pavel scrie inspirat de Duhul Sfânt că cuvântul lui Dumnezeu reglementează relația noastră cu autoritățile. Corect? Deci Biblia are ceva de spus în relația noastră cu autoritățile. După aceea vorbește despre, uitați, versetul 7. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Versetul 6. Dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Acum când ne uităm la unii dintre ei, să-mi fie permis să spun lucrul ăsta, par slujitorii satanei mai mult. Și unii dintre ei sunt slujitorii satanei. Dar ce spune Apostolul Pavel este că funcția aceasta sau funcțiile de autoritate civilă sunt rânduite de Dumnezeu. Că el nu se poartă cum trebuie. Asta este cu totul altceva. Cine a inventat această, să zicem, acest rol de soț, de tată, de mamă, de soție? Cine a inventat lucrurile acestea? Dumnezeu. Dar e posibil să nu te porți conform cu poziția respectivă. Corect? Dar funcția e inventată de Dumnezeu. Exact și dregătorii, ele sunt lăsate de Dumnezeu, zice rânduite de Dumnezeu. Dar poți să fii în dregătorii astea, să nu te porți cum trebuie să te porți. Și sigur că vedem în toată istoria lucrul acesta. În toată istoria vedem lucrul acesta. Dar ce vreau să vedeți? În mai multe domenii, luăm acum aleatoriu și ne uităm la câteva dintre ele, în mai multe domenii, faptul că Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, reglementează lucrurile acestea obișnuite ale vieții. După aia, vedeți, avem stăpânirea civilă, avem familia. Reglementează Biblia viața de familie? Dar nu doar în lucrurile spirituale. Reglementează sau nu reglementează? Sigur. Găsești în Sfânta Scriptură responsabilități materiale, fizice, față de părinți. Vă aduceți aminte textele.
Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și Domnul Iisus zice, voi ziceți, cu ce aș putea cinsti pe tatăl și pe mama, am dat lui Dumnezeu. Și astfel desfințați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Era porunca lui Dumnezeu să-și sprijinească financiar părinții. Simplu. Era o responsabilitate materială dată de Dumnezeu. Deci Dumnezeu, prin cuvântul lui, reglementează nu doar relația noastră cu stăpânirea civilă, cu statul, ci reglementează și relațiile noastre în familie. Relația dintre parteneri, reglementată foarte clar în Sfânta Scriptură. Din punct de vedere sexual, din punct de vedere material, zice că se îngrijesc de lucrurile lumii pentru celălalt. Din toate punctele de vedere, când îi spune, de exemplu, în Efeseni, soției zice să se supună soțului în toate lucrurile. Asta înseamnă ce toate lucrurile? Spirituale? Nu, se referă la toate lucrurile. Ei sunt acolo într-o dinamică, nici nu știu cum se spune, într-un dans unul cu celălalt, da? Dar lucrul acela este reglementat în Sfânta Scriptură. Toate lucrurile acelea spune că trebuie să funcționeze ceva. Biblia reglementează lucrul ăsta. Reglementează relația părinților cu copiii. De la copii spre părinți, de la părinți spre copii. Spune ce să facă fiecare. Astea sunt reglementate de cuvânt. Biblia ne spune cum trebuie să arate lucrurile acolo. De îngrijirea fizică a lor, de îngrijirea spirituală, pedagogică și așa mai departe. Deci avem responsabilitatea față de stat reglementată, responsabilitățile din familie unii față de alții, trei generații la rând, față de părinți, față de copii. Ai trei generații acolo, ele sunt reglementate și Biblia arată cum arată dinamica dintre aceste persoane, rolurile lor, ce trebuie să facă ei unii față de alții. Da? Biblia arată foarte clar lucrul acesta. Apoi, Biblia reglementează chiar responsabilitățile casnice obișnuite. Și am mai citit lucrurile acestea, dar vreau doar întreagăt, doar să vedeți la ce nivel coboară cuvântul lui Dumnezeu. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 14, spune, ia ascultați, văduvele tine să se mărite, să aibă copii, să fie gospodini la casa lor. Biblia te învață este asta un lucru de bun simț sau nu? Este sau nu este? Este un lucru de bun simț. Să fii gospodină la casa ta. Tu nu trebuie să fii frustrată. A, eu nu sunt nu știu ce grozăvie pe pământul ăsta. Biblia asta spune. Îți reglementează cuvântul lui Dumnezeu. Fii o făptură nouă, gospodină la casa ta. Fii plină de Duhul Sfânt, gospodină la casa ta. Trăiește cuvântul tău, cuvântul lui Dumnezeu, gospodină la casa ta. Ăsta e un lucru sfânt înaintea lui Dumnezeu. Aia nu este o viață din afara lumii spirituale. E o viață seculară, o viață pământească, domnule. Pământească. E pământească, dar e sfântă înaintea lui Dumnezeu dacă o trăiești pentru Dumnezeu. Da sau nu? Puteți mă contraziceți ori acum, ori la urmă. Ori să vă ridicați pe mine, să spuneți că nu e așa. Dar Biblia arată foarte clar. Sau Tit, exact același lucru. În cuvântul lui Dumnezeu reglementate atât de clar lucrurile acestea. Uitați, Tit, capitolul 2, versetul 5. Să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă de treburile casei. Ia auzi. Să-și vezi de treburile casei. De treburile casei, adică de lucrurile pe care le-ai de făcut la casa ta, corect? Să-ți vezi de ele este un lucru poruncit de Biblie. E sfânt sau nu e sfânt? Îs lucrurile poruncite de Biblie sfinte sau nu? Sunt sau nu sunt? Acum ar fi cuna să spui că nu sunt. Îs lucrurile găsite în cuvântul lui Dumnezeu, porunci de la Dumnezeu, inspirate de Duhul Sfânt, da orba? Sunt! Sunt! Înseamnă că Biblia și când noi am fost transformați de cuvântul lui Dumnezeu, noi n-am fost transformați de cuvântul lui Dumnezeu doar în suflet. Am fost transformați în suflet. Dar sufletul ăsta, făptura asta nouă, se manifestă în exterior. Are o relație cu statul. Ăla îmi cere biruri. Ăla îmi cere vamă. Ce fac? Și îi zic, eu nu-ți dau vama. De ce? Eu sunt cetățean al cerului, mă. Eu nu sunt cetățean în România. Vine la să-ți dea biruri. Să-ți dea taxe. Și tu spui, eu sunt cetățean al cerului. Ce taxe? Eu am buletin în cer. Nu am nicio taxă eu. Nu, Biblia îți reglementează relația cu ei. Reglementează relația cu ei. După aceea ai viața de familie. Și tu spui, nu, eu sunt familia lui Dumnezeu. Ce părinți, domnule, ce copii? Eu sunt familia lui Dumnezeu. Vraiște la el în casă, el e în familia lui Dumnezeu. Vraiște la el în culte, el e în familia lui Dumnezeu și se ocupă de lucrurile spirituale. Nu, el este un leneș care trăiește neascultare de cuvântul lui Dumnezeu, corect? Pentru că Biblia ne arată responsabilități din interiorul familiei. Din interiorul familiei. Și responsabilitățile, uitați, v-am dat două exemple, casnice obișnuite. Casnice obișnuite. Uitați, în Sfânta Scriptură aveți. Apoi, luăm un alt domeniu, da? Am văzut relația cu statul, relațiile din familie, în cele trei generații, responsabilitățile din casă, treburile casei, la general. Nu trebuie să-ți spun Apostol Pavel cum să schimbi pampersii, că nici nu erau atunci, da? Dar îți spune treburile casei. Îți dai seama care sunt treburile casei. Simplu, îți dai seama care sunt treburile casei. Uitați, Coloseni, capitolul 3. O mare parte din viața noastră este la muncă, nu?
Coloseni capitolul 3, versetul 22. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești. Cum îi numește? Stăpâni, cum? Pe cum? Robii n-au minte cerească. Nu sunt ceri acum cu Hristos. Ce trebuie ei să asculte pe pământ? Nu numai când sunteți sub ochii lor ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, orice faceți ce? În post și rugăciune? La ce se referă Pavel? De versetul următor, te rog. 23. Orice faceți. Unde? Unde se referă Pavel? La muncă. Că sclavii erau puși la muncă robi. Erau mai multe tipuri de robi în secolul I. Erau puși la muncă. Ascultați. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ascultați-vă. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți? Cui slujeau ei pe pământ? Stăpânilor slujeau. Ce spune Pavel? Că ei slujesc cui? Domnului Hristos. Vor primi de răsplată de la Domnul. Tu îți dai seama. Tu te duci la muncă, muncești și faci treaba ta de fiecare zi și spune, Domnul Iisus îți spune, muncește ca pentru mine că eu te voi răsplăti. Păi Doamne, eu îmi iau un salar, ce treabă ai tu cu stăpânii noștri pământești? Ce treabă ai tu cu lucrurile materiale, cu banii? Ăștia sunt necurați, Doamne, tu ești numai cu cerul, cu lumea invizibilă. Și Biblia spune, nu, voi slujiți. Deci tu nu slujești numai când ești la adunare, nu? Tu slujești când te-ai dus la... Nu, că tu slujești Domnul Iisus. Zici, ce ai făcut? Am venit să slujesc Domnul Iisus. Bă, ăsta e nebun. Da, când ți-ai luat salariul, tu de fapt ți-ai luat numai puțin din răsplata ta, corect? Răsplata ta, zice Biblia. E mult mai mare la urmă. Dar aici spune că te va răsplăti pentru modul în care ai muncit. Nu pentru ce ai făcut la adunare, pentru modul în care ai muncit în afara adunării, în afara casei, la locul de muncă. Cum ai muncit tu? Vei primi o răsplată. Dacă ai muncit ca pentru Domnul, ai banii de acum, ăla îți mai face câte o mărire de salar și o să ai și pe deasupra răsplată de la Domnul. Pentru că zice, m-ai onorat acolo la locul de muncă. M-ai onorat în treburile casei. Dar nimeni nu m-a văzut. N-am fost vedetă nicăieri. Așa este. Dar fiindcă l-ai onorat în casă, la muncă, Dumnezeu te va răsplăti. Așa spune Biblia. Evanghelia, vedeți până unde se duce? Până unde se duce? 1 Timotei, capitolul 6. Vedeți ce reglementează Biblia. Un text pe care l-am citit deja data trecută, dar acum îl citesc doar pentru un alt punct. Biblia reglementează ce să faci cu surplusul financiar. Aveți mai mulți bani decât vă trebuie? Să mințiți. Nu ziceți, măcar dacă nu vreți să spuneți, nu ziceți nimic, dar nu mințiți în adunare, că e păcat. Aveți mai mult. Aveți mai mult. Acum, Biblia spune ce să faci cu surplusul financiar. Nu, unor creștini, ascultați-mă, le-ar plăcea ca Biblia să fie doar pentru lucrurile spirituale, doar pentru suflet, doar pentru viața veșnică, ți-o dat parașuta, ești salvat. Le-ar plăcea tare mult asta. Am vesta de salvare în caz de, știți? Le-ar plăcea tare mult. Să nu intre Dumnezeu să reglementeze lucrurile. Biblia spune ce să facă cu surplusul financiar. Versetul 18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte. Ce înseamnă să fii bogat în fapte bune? Să faci, domnule, nu? Să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Dar de ce? De ce Biblia reglementează mie surplusul financiar? De ce Biblia se uită în portofelul meu, în conturile mele și spune, ai surplus? Surplusul ăsta trebuie folosit, uite cum. Și îmi spune cum să-l folosesc. Vă întreb, asta e o opțiune, o sugestie, ce îmi spune aici sau e o obligație, o poruncă? E obligație și o poruncă, nu avem cum să spunem că e o sugestie. Acum ar trebui să citim în marea sugestie 2 cu 3, știi? Sugestia 3 cu 4. Da? Propunerea 4 cu 5, da? Opinia 2 cu 3. Și tot citim cărți din astea. Păi ce facem aici? E cuvântul lui Dumnezeu autoritativ. Și zice, dacă tu faci lucrul ăsta cu surplusul tău financiar, așa ca să strângă pentru vremea viitoare o drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuci adevărata viață. Adică viața de dincolo. Cumva să faci un schimb, ești într-un schimb valutar. Când ai făcut un bine, ai transferat. Când ai făcut un bine, ai transferat. Nu în sensul că îți dai de mâncare dincolo și trăznăi din asta pe care l-auzim, ci ca răsplată. Orice faptă bună pe care ai făcut-o din surplusul pe care Dumnezeu ți l-a dat, că nu ți l-a dat Satana. Deci să nu crezi că Satana a umblat toată toamna și în timpul iernii ca să-ți crească ție griu și să ai recoltă bogată. Deci să nu crezi că Satana o stai și ți-o da ție. Când era el totul Satana. A, el o da soare mai mult, o da căldură, tot ce trebuie să ai, să duduie. Deci nu el ți-o dat. Sunteți convinși de asta, nu? Deci în dita mai secetă nu Satana ți-o făcut porumbul. Sunteți de acord cu mine sau nu? Bun. Dacă ai un surplus, Biblia spune cum ar trebui administrat cel puțin o parte din surplusul ăla.
Biblia spune când să-l administrezi și din nou îți dă motivații spirituale și din nou arată că tu trebuie să trăiești ca un om nou și că n-ai surplus. Deci când eu am deschis portofelul, eu tot călăuzit de Duhul Sfânt trebuie să fiu. Corect? Când mă uit la conturile mele, când mă uit la ce am scos, ce am făcut, cât am, eu tot un om nou sunt. Și am principii în cuvânt care mă învață cum să administrez lucrul acesta. Uitați, responsabilitățile față de ceilalți cetățeni. Ne învață Biblia cum să trăim cu vecinii noștri? Tot reglementează. Uitați, vă citesc doar două pasaje, dar care sunt foarte importante. 1 Tesaloniceni 4 cu 12. 11 și 12. Ia ascultați. Să căutați să trăiți liniștiți. Aici vorbește relația cu ceilalți. Să fii un om liniștit, măi. Biblia spune că un pocăit așa trebuie să arate. Deci un pocăit palavragiu. Mereu să bagă întrebările altora. Mereu își dă cu părerea. Mereu să duce, scormonește pe alții. E o rușine. Ascultați. Să căutați să trăiți liniștiți. Să vă vedeți de... Aproape că nu zine să crezi că scrie în Biblia asta. Știi ce spune Pavel? Dacă te-ar vedea... Bă, vezi-ți de treaba... Da, eu mi-am zis la pruncii mei. Dar de ce ei au făcut așa? Bă, tată, vezi-ți de treaba ta. Vezi-ți de treaba ta. Ăsta e o poruncă biblică. Bă, vezi-ți de treaba ta. Nu te băga în treburile altuia. Biblia spune, trăiește liniștit să-ți vezi de treburi. De ce treburi spune aici? De rugăciune și de post? Acum, unii voi să credeți, bă, asta are ceva cu postul și cu rugăciunea. Nici vorbă, sunt responsabilități fundamentale în viața de creștin. Dar vreau să observați că Evanghelia se duce dincolo din ceea ce punem noi de obicei ca responsabilitățile creștinului. Să citească, să se roage, să cânte, să postească, să vină la adunare și așa mai departe. Astea sunt nici nu le mai discutăm, sunt fundamentale. Numărul unu în viață, temeria vieții. Dar dincolo Evanghelia se revarsă ca un râu și atinge toată viața noastră. Să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Și ascultați și astfel, astfel cum? Cum a zis mai sus, corect? Puțină limba română știm toți, chiar dacă n-am fost premianți la școală. Deci, dacă trăiești liniștit, dacă îți vezi de treburi, dacă lucrezi cu mâinile tale cum te-o sfătuit, astfel, adică în aceste trei moduri, să vă purtați cuvincios cu cei de afară. Și a patra, ți-o spune și pe ultima, să nu aveți trebuințe de cineva. Fă cât poți să fii independent de ei. Mai bine să aibă ei trebuințe de tine, nu tu de ei. Și ce te învață Pavel aici? Ascultați-mă, vă spun exact ce vă învață. Dacă îți vezi de treaba ta, vei fi mai eficient, vei câștiga mai mult. Dacă ești liniștit, la fel, vei fi mai eficient, vei câștiga mai mult și nu o să ai tu nevoie de alții, ci o să aibă ei nevoie de tine. Asta e economie, fraților. Asta e un principiu economic banal. Muncește ca alții să aibă nevoie de tine, nu tu de ei. Asta e un principiu economic banal, care ți este învățat în Biblie. Îți este poruncit, îți este prezentat în Sfânta Scriptură foarte clar. Deci Biblia îți arată care ar trebui să fie relația ta cu ceilalți oameni. Sunt mult mai multe texte care ne arată relația noastră cu ceilalți oameni, dar am vrut să-l citesc pe acesta și 2 Tesaloniceni 3 cu 12. Îndemnăm pe oameni aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos. Ascultați aici. Să-și mănânce pâinea lucrând în... Aici când vorbește de liniște, vorbește despre liniștea socială. Exact ca și în 1 Tesaloniceni, versetul pe care l-am citit, sau în 1 Timotei, unde Apostolul Pavel spune, vă rog, vă îndemnă înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru tot ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită. Adică roagă-te pentru autorități, pentru că ei pot facilita liniște și pace în societate. Adică eu mă rog pentru vecinii mei, mă rog pentru autorități ca să fie un sat liniștit, o zonă liniștită, să ne putem vedea de treburile noastre, să muncim liniștiți. Eu mă rog pentru asta, dar fac tot ce ține de mine pentru lucrurile acestea. Am responsabilități nu doar să mă rog pentru asta, ci și să trăiesc așa. Ci să trăiesc așa. Eu l-am auzit niciun necredincios care să fie nemulțumit de oameni liniștiți. S-a auzit vreunul? A zis, bă, sunt nemulțumit de vecinii ăștia. Ăștia de la ora 10 nu mai auzi de ei. Nu fac gălăgie. Nu fac scandal. N-auzi tu o sticlă în sparte. Nu ai tu, domne, două, trei, patru nopți măcar pe an sau pe lună, care să fie o leacă de gălăgie, o leacă de bairam. Bă, oameni, liniștiți, mă, m-am săturat de ăștia. Vreau... Nu, nimeni n-are o problemă cu tine. Îți bucuroși. Chiar și când fac ei gălăgie. Imaginează ce ar fi după ce a făcut el gălăgie o noapte, a doua zi să-i dai tu, dânga, 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 da? Să rupi grinichii din el. Știi, după ce el o vomita toată dimineața și s-o pus el să odihnească, tu îi dai tu, zici, acum începem noi, că facem distracție unul după altul. Nu i-ar conveni, așa-i? Să bucură că are un vecin liniștit atunci. Să bucură că are un vecin liniștit. Și Biblia ne învață lucrurile acestea. Responsabilități sociale, uitați.
1 Corinteni, capitolul 7. Versetul 21. Foarte interesant textul ăsta. Versetul 21. Ai fost chemat când erai rob. Deci el vorbește despre ordinea socială. Ordinea socială așa era în vremea respectivă. Oamenii aveau sclavi. Aveau sclavi. Dar uitați ce spune Pavel. Ai fost chemat când erai rob. Să nu te neliniștești de lucrul acesta, dar dacă poți să ajungi slobod, ia uite ce spune, folosește-te. Eliberează-te. El începe să saboteze puțin ordinea socială respectivă. Dumneavoastră știți cum s-a abolit sclavia? Sclavia nu s-a abolit de către musulmani. Sclavia nu s-a abolit și la ora actuală există sclavie în lume, poate nu știți. Sclavia a fost abolită într-un sistem creștin, bazat pe principii biblice. Pentru că ăsta a fost principiul. Dacă te poți, folosește-te, aboliți-o, distruge-o. Apostolul Pavel lasă aici sămânța distrugerii ordinii sociale de atunci, că era complet nedreaptă, să deții pe un alt om, să fie în proprietatea ta. Cum citiți în Biblie, în Vechiul Testament, despre sclavie la evrei, care nu era ca sclavia. Sclavii la evrei aveau o grămadă de drepturi și trebuiau eliberați obligatoriu după legea lui Dumnezeu la o perioadă de timp și să ierți toată datoria. Și când iasă de la tine, nu trebuia să iasă cu mâinile goale. Nu exista nicăieri pe planeta Pământ sclavie ca la evrei. Unde ieșai bine, intrai dator, că de asta ajungeai sclav. Intrai dator vândut și când ieșai de acolo, nu ieșai cu mâna goală. Dumnezeu a dat peste cap prin cuvântul lui sistemul care exista în vremea respectivă. Și uitați și versetul 23. Voi ați fost cumpărați cu un preț, nu vă faceți dar robii oamenilor. Vedeți ce spune el? Asta e Evanghelia. Am fost cumpărat cu un preț. Nu mă fac sclav oamenilor. Trebuie să fiu un om liber. Cât ține de mine să fiu liber. Să nu depind de ceilalți. Să mă fac sclav în niciun fel. Deci Pavel lasă în cuvântul lui Dumnezeu, nu doar aici, ci mai multe locuri. Apostolul Pavel lasă sămânța distrugerii unor lucruri din ordinea socială a vremii respective care nu erau după cuvântul lui Dumnezeu. De aceea a ajuns să fie abolită sclavia. Pe principiile cuvântului lui Dumnezeu. Uitați, de exemplu, Coloseni capitolul 3. Se vorbește așa de mult în vremea noastră despre rasism. Despre rasism. Românii cu maghiare, negri cu albi în America, românii cu țigani. Bine, cu țiganii toată lumea are problemă. Toate neamurile cu evrei, că cu ei toată lumea are probleme, da? Rasism. Da? Convingerea că o rasă este mai grozavă decât alta sau este un soi de rasism în care nu crezi că o nație este mai grozavă decât alta, ci că este una mai slabă decât toate. Da? Bă, Antonia, bă, ai. N-ai ce face cu ei, știi? Și uitați, care este soluția împotriva rasismului? Vedeți, Apostolul Pavel lasă în cuvântul lui Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt, ceva ce urma să modifice de-a lungul sutelor de ani sistemul, chiar economic, care era bazat foarte mult pe sclavie. Dacă, ascultați-mă, dacă în secolul I, când erau milioane de sclavi, probabil, s-ar fi abolit sclavia instantaneu, ar fi fost o cădere economică din care nu și-ar fi revenit ăștia niciodată. Abolirea a fost treptată, la fel cum a fost și în America și în alte locuri de pe pământ. Dar uitați-vă, referitor la rasism, care este soluția pentru rasism? Are Biblia ceva de spus pentru asta sau asta este o treabă pământească? Că să urăsc oamenii dintre ei. Uitați ce spune Coloseni capitolul 3. Biserica, fraților, este locul în care problemele astea sunt rezolvate. Uitați ce spune. Coloseni capitolul 3, versetul 11. Aici nu mai este nici grec, nici... Asta era diferența fundamentală pe care o făceau ei. Avem pe evrei, poporul lui Dumnezeu și restul lumii. Și el zice aici, adică în Domnul Iisus Hristos, nu mai este nici grec, nici iudeu. Nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur. Nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Vedeți, Apostolul Pavel, într-un verset banal, 3 cu 11, Apostolul Pavel înmagazinează aici sămânța pentru distrugerea celor mai mari probleme care existau în secolul I. Când creștinii au început să împânzească Imperiul Roman și s-au uitat la versetele astea și au început să le creadă și să trăiască pe baza lor, au început să facă legi, pentru că au avut unii dintre ei putere, legi pe baza acestor lucruri. Care au abolit sclavia sau au îndepărtat barierele acestea rasiale, dar lucrul acesta s-a văzut prima dată în biserică. Când în biserică venea un sclav și stătea foarte bine lângă stăpânul lui.
Și știți că Iacov zice, dacă vine unul cu o haină mai un sărăntoc, îl puneți acolo la picioarele și critică pentru asta. Nu e bine ce faceți. În biserică nu există diferențe financiare. În biserică nu există nici diferențe sociale, nu există diferențe de niciun fel în biserică. În biserică spune că suntem toți în Hristos, ne face egali. Și Hristos este totul și în toți. Ce are de spus nivelul meu financiar în biserică? Nimic. Ce îl putea împiedica pe un sclav în secolul I să fie prezbiter? Știți ce îl împiedica? Nimic. Dar dacă citești scrieri din secolul 1, 2, 3, foarte mult din persecuția împotriva creștinilor este datorită faptului că romanii considerau textele astea și comportamentul ăsta creștinilor o distrugere a ordinilor sociale de atunci. Cum, domnule, să stea într-o biserică, într-o comunitate, să stea un sclav lângă stăpân? Să cânte la fel, să se roage? Păi ce e aici, domnule? Era o inversare a valorilor lor, era o distrugere a valorilor lor. Pentru că Dumnezeu prin biserică, chiar și pe pământ, a dus multă schimbare. Multă schimbare. Schimbarea se naște de la oamenii lumii ăștia. După ce principii se fac ei schimbare? Ce transformare? Nu? Comuniștii tot au vrut să ne facă cât zeci de ani? Au vrut să facă omul nou. O noire de terminat. Nu ne reveni nici pe 30 de ani de cât de noi, cât de noi am fost. Cât de noi erau ei și cât omul nou. Asta știți că asta a fost. În marxism și în leninism asta a fost. Omul nou. Da? Facerea omului nou. Redistribuirea averilor egal la toată lumea. O să fim toți într-o utopie, într-o veselie. Toți suntem bine. Da? Da. S-a împărțit sărăcia la toată lumea. Ia ascultați. Tot în Sfânta Scriptură vedem o reglementare a relației cu persoanele vulnerabile. Iarăși o chestiune care ține de biserică. Uitați de exemplu, Romani capitolul 15, versetul 26 zice că cei din Macedonia și Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Apostolul Pavel nu a făcut o petiție la Roma ca să se ocupe de o colonia de-a lor din Palestina. Și vedeți că sunt niște săraci pe aici. N-ați vrea să deschideți o... ceva, o instituție care se ocupe de săracii de la Ierusalim? Apostolii s-au ocupat ei. Au dat ei porunci și învățătură despre ajutorarea persoanelor vulnerabile. Sunt săraci persoane vulnerabile? Aici se vorbește despre o ajutorare creștină, motivată, biblic, voluntară, nu obligată. Pentru că noi, dacă vă uitați, noi trăim într-un sistem acum și de fiecare dată când o societate a mers după, că au fost societăți și sunt societăți care au mers după principiile biblice, societatea a devenit mai prosperă și a înlăturat sărăcia. Când societățile au început să facă lucrurile după capul lor, s-a generat mai multă sărăcie. Uitați-vă de exemplu la noi în sistemul economic al nostru actual, când ai zeci, poate sute de sate de oameni care nu fac nimic, de dimineață până seara stau la păcănele și beau, și primesc ajutor social. Dar ia-s bun de muncă. Ui, bun de muncă. Alții își rup cârca, dau taxe la stat, se iau taxele acelea și se redistribuie. La puturoși și la leneși. Sunt persoane vulnerabile care trebuie ajutate. Dar foarte mulți dintre ei nu sunt. Am văzut niște interviuri din astea și probabil că le-ați văzut și dumneavoastră și zici, băi, ce treabă are asta cu biserica? Are. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne arată în ce fel trebuie făcută ajutorarea. Uitați, de exemplu, săraci, da? Sunt o categorie vulnerabilă, văduvele. Sunt o categorie vulnerabilă, corect? Uitați, dar Biblia, știți foarte bine, în 1 Timotei, capitolul 5, chiar Pavel folosește o expresie interesantă. Cea cu adevărat, zice, văduvă. Cea cu adevărat văduvă. Zice, erau văduve tinere. Ce faceți cu asta? Băi, tânără, da? Vezi ăla mușculă 25 de ani, malac, ăla îl pui, dacă îl pui la plug, el nu mai e nevoie de tractor, trage singur, atâta forță are în el. Da? Și el e pe ajutor social. El e pe ajutor social, nu poate munci, dar așa pe undeva, nu poate munci. Trebuie ajutat, domne, nu? Trebuie ajutat. Cum să muncească săracul? Trebuie ajutat, să poată să ducă la păcănele, să poată să bea, să plimbe aiurea, să risipească. Munca altora, practic, nu că e luat de la alții, n-are statul, să știi, statul n-are nimic de la el, el ia de la alții. Dar uitați, referitor la văduve, Pavel, în 1 Timotei, capitolul 5, chiar așa numește. Despre văduvele tineri zice, ce facem? Le ajutăm sau nu le ajutăm? Foarte interesant. El vorbește aici despre ajutorare fizică, materială. Le ajut sau nu le ajut? Ce zice Pavel? Nu. Să nu le ajut. Vreau ca văduvele tineri să se mărite. Să aibă gospodii, să fie gospodini la casa lor. De ce? Pentru că puteau să facă lucrul ăsta. Ea nu era cu adevărat văduvă.
Era în floarea vârstei. Ea putea să producă ceva, nu să căpușeze sistemul bisericesc, mă refer la finanțele bisericii, când putea să facă ea ceva, corect? Și Pavel spune, nu, să nu primești. Să se mărite. Deci asta e soluția financiară. Ai rezolvat problema. Ai rezolvat problema. Deci Pavel reglementează foarte clar chiar și lucrurile acestea. Da? Sau uitați versetul 5 cu 16, capitolul 5 cu 16, dacă vei un credincios bărbat sau femeie are văduve în familie, să le ajute să nu fie împovărată cu ele biserica. De ce să nu fie împovărată biserica? Ce facem cu banii la biserică? Lasă, domnule, să-i dăm. Cine are nevoie, dăm. Ascultați. Fiți atenți ce spune. Să nu fie împovărată cu ele biserica pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Celor cu adevărat văduve. Acum, de-a lungul timpului și în istorie, biserica a fost principala instituție care a creat sisteme de ajutorare a săracilor, a văduvelor, a bolnavilor și așa mai departe. Chiar la ora actuală, când statul și-a asumat multe atribuții de felul acesta, că avem creșe, că avem de toate, ele n-arată bine. Deci ele n-arată grozav. Da? Cele mai bune azile, cele mai bune locuri în care oameni bolnavi mental, tot felul de instituții de felul acesta, sunt instituții care sunt administrate privat de creștini, care funcționează cu o mentalitate creștină, care știu ce înseamnă îngăduința, dragostea, bunătatea, mila creștină. Un funcționar nu știe. Sunt puțini dintre ei. El nu știe. De asta Biblia reglementează chiar și lucrurile acestea. Uitați, chiar și problemele legale sunt reglementate în Biblie, cel puțin pentru pocăiți. Știți, nu? Știți că sunt reglementate problemele legale în Biblie? Reglementate. Cel puțin pentru creștini sunt reglementate. Ia uitați, 1 Corinteni capitolul, că am trecut prin textul acesta, 1 Corinteni capitolul 5, 1 Corinteni capitolul 6, 5, 5, 6 încolo, da? Uitați ce spune. Spre rușinea voastră zic lucrul acesta, deci 1 Corinteni 6 cu 5. Astfel nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate. Cineva zice, păi ce competență are, măi, biserica să judece între frați? Noi ne ocupăm cu lucrurile spirituale, noi ne rugăm, cât și cu pocăiții, zice, numai să te rogi să cânți. În rest, să nu ai nicio treabă. Da? Și mă am poză să te mai pui cu ei, că în rest, e mai bine să n-ai nicio treabă cu ei. E o vorbă, așa, nu știu dacă ați auzit-o. Dar uitați ce spune Biblia. Dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor, chiar faptul că aveți judecăți pentru, între voi este un cusur pe care aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu dați mai bine paguba? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Deci zice, bă, nu păgubi pe fratele tău. Adică Pavel ce spune? În mod normal, că uneori n-ai ce face. Dar în mod normal ar trebui să fie cineva înțelept care poate să rezolve o problemă din punct de vedere legal. Să judece lucrurile vieții acesteia. Să judece lucrurile vieții acesteia. Lucrurile vieții acesteia. Este foarte interesant ce spune Pavel în capitolul ăsta. Sau? Uitați, capitolul 6, versetul 1. Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul. Versetul 2. Dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate. Versetul 3. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu atât mai mult lucrurile... Deci Biblia spune că ar trebui să fii în stare să judeci lucrurile... Păi cum, fraților? Noi nu trebuie să judecăm numai în lumea spirituală. Zice Biblia că, vedeți, cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, se întinde până la partea aceasta, până la partea aceasta legală. Și închei cu ultimul lucru. În Sfânta Scriptură este reglementat, vedeți, se vorbește foarte mult de filantropie, ajutorare. Despre ajutorare. Baza tuturor sistemelor de ajutorare, baza reală a fost cuvântul lui Dumnezeu. În toate țările, așa zise, creștine, în care creștinismul s-a împânzit foarte mult, tot ce s-a produs pentru ajutorare
a fost pe principii creștine și au fost voluntare. Nu te-a obligat nimeni pentru asta. Uitați, vă citesc un verset sau două. Tit, capitolul 2, versetul 8, zice așa. Tit, capitolul 3, versetul 8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Cei dintâi. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Îi spune ce e de folos pentru oameni. Sau versetul 14. Trebuie ca și ai noștri. Înseamnă că sunt ai noștri și ai cui? Ai cui? Ai lor. Dar zice, trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie primii, cei dintâi. Adică trebuie să fie cei mai buni cetățeni. Cei dintâi în fapte bune. Pentru nevoile grabnice. Și să nu stea neroditori. Nu era o lege ca să le ceară asta în stat, dar el spune asta ar trebui să fie voluntar din partea voastră. Deci ce am vrut să spun în această dimineață? Foarte simplu, cred eu. Riscul nostru enorm astăzi este acela de a nu vedea relevanța cuvântului Dumnezeu pentru toate sferele vieții. Pentru toate sferele vieții. De a nu aduce toate sferele vieții, toate domeniile vieții sub cârmuirea lui Hristos. De a ne trăi viața haotic. De a pierde timpul, de a risipi ani, de a rata ocaziile pe care ne le dă Dumnezeu. De a nu fi sare și lumină în lume, arătând oamenilor ce impact grozav are cuvântul lui Dumnezeu în toate sferele, în toate domeniile. De a dormi cu cele mai letale și puternice arme în mâini, care sunt principiile cuvântului Dumnezeu. Și de a ne duce și de a trăi după criteriile luminii acestea, că dacă nu Biblia guvernează toate sferele și domenii vieții noastre, ce guvernează? După ce principii o să trăim? Dacă nu mă învață Biblia toate lucrurile acestea. Și atunci ne mirăm că totul merge prost. Ne mirăm că totul merge prost. Dar știți cum e asta? Zic oamenii, doare domnule, sens să facem nimic. Astea sunt lucruri pământești. Spunea un prieten ieri într-o discuție. Zice, asta e ca și cum n-ai învățat pentru examen. Și zici, nu, o să iau doi mâini la examen. Bravo că o să iei doi. Dacă n-ai învățat nimica, știți? Nu merge bine. Nu, nici cu aia, nici cu domeniul ăla, nici cu domeniul ăla, nici cu domeniul ăla, nici cu domeniul ăla. Nu merge bine cu absolut nimica. Totul merge rău, e dezastru. Bravo, dacă nu faci nimica, cel mai probabil că așa o să meargă, corect? Și dacă o să fie mulți ca tine, după aia nu te miri. Am luat doi la examen. Mai ai luat doi, într-adevăr. Ce nenorocire. Deci am profețit că iau mâine doi la examen. Ești proroc adevărat. Deci tu n-ai învățat și ai profețit că iei doi la examen. Și exact așa s-a întâmplat. Îți vine să crezi lucrul ăsta. Cam așa cu responsabilitățile astea. Dumnezeu ne-a dat, uitați, Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu se întinde în toate domeniile vieții noastre. Dumnezeu vrea să reformeze absolut toate lucrurile. Și de fapt, biserica, dragii mei, biserica, eu cred că este această societate spirituală în care oamenii văd cu adevărat cum arată un loc unde conduce Hristos. Din toate punctele de vedere. Cum sunt tratate văduvele, cum sunt tratați săracii, cum sunt tratați oamenii mai jos social. Care sunt responsabilitățile soțului, soției, părinților, copiii, bătrânilor? Cum sunt îndeplinite responsabilitățile la locul de muncă, în societate, financiare și așa mai departe? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are ceva de spus pentru toate lucrurile acestea. Iar noi, riscul este să ne izolăm și să credem că Evanghelia și cuvântul lui Dumnezeu este numai pentru suflet și pentru biserică. Și să ne lăsăm intimidați atunci când oamenii lumii acestea vin cu teoriile lor, cu ideile lor, da? Și să uite la noi ca și cum am avea nicio relevanță pentru lumea asta. Că noi suntem cu capul în cer. Cu capul în nori. Și băi, voi nu sunteți, nu știți voi cum să fac lucrurile astea. Și din punctul meu de vedere, biserica, creștinii, sunt de fapt cei mai capabili. Sunt oameni capacitați de Dumnezeu chiar pentru călătoria pe pământul acesta. Deci pe scurt asta a fost ideea generală pe care am vrut să o transmit. Evanghelia, faceți dumneavoastră munca. Eu v-am dat numai un exemplu dimineața asta. Faceți munca de a căuta în Scriptură modul în care cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia transformă fiecare aspect al vieții noastre. Munca, banii, relațiile, toate sferele. Și să aducem toate lucrurile acestea sub stăpânirea, cârmuirea practică a lui Hristos prin cuvântul lui. El nu o să vină noaptea să-mi spună cum să-mi cheltuiesc banii. Dar mi-a lăsat niște principii care mă învață cum să fac lucrul ăsta. El nu o să-mi spună cât, unde și în ce să muncesc. Dar el mi-a lăsat niște principii în Scriptură după care învăț să fac lucrurile acestea.
Și Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute. Amin. Amin.